castle. Categoria la care au concurat cei doi liceeni se numește Lego Sumo. Practic este o competiție pe perechi între doi roboți, din care unul trebuie să-l scoată din ring pe celălalt, iar învingătorul se califică astfel mai departe. Roboții trebuie să fie puternici, dar în același timp și agili și să prezinte destule capcane pentru oponent. Proiectul nostru a constat într-un robot de tip Lego, care a fost programat și construit pentru a participa la competițiile de Lego Sumo. V-ați luptat între voi? Da, o luptă de Lego Sumo consta în doi roboți programați să se împingă unul pe altul din teren. Câștiga robotul care a reușit timp de în două runde din trei să-și împingă adversarul din teren. Și totuși, în ciuda eforturilor depuse, elevii constanțeni au fost învinși de echipa din Italia, o echipă redutabilă și nelipsită de la competițiile de acest gen. Îi știam, de fapt, aproape în persoană pe cei doi. Au participat și la concursul din Viena, care nu se mai organizează în Viena, acum în Beijing, puțin cam departe, totuși. Și au venit cu aceiași roboți care ne-au bătut și în primăvară, la Viena, ne-am încercat să-l îmbunătățim, dar aparent nu a fost destul. Tiberiu și Robert sunt doi adolescenți împătimiți de robotică și premiați la multe concursuri naționale și internaționale din domeniu. Pasiunea și-au descoperit-o în urmă cu 3 ani, iar de atunci timpul se împarte între școală și robot. Uneori mai ies cu prietenii la un suc, însă și atunci discuțiile se poartă tot despre roboți, bineînțeles. Aveți și timp pentru voi? Școală, robotică? Ce mai faceți timpul vostru liber? Să nu spui roboți. Nu. Eu programe. Programe. Da. Și nu știu, ce înseamnă pentru tine timpul liber? Te întâlnești cu colegii, aveți timp? Da, se împarte în general în două părți. Mă întâlnesc cu colegii, ieșim în oraș, ne relaxăm. Sau lucrez cu alți prieteni, alți colegi, respectiv la diferite proiecte. Chiar și profesorul lor coordonator a fost surprins de performanța și succesul obținut de cei doi. Am ieșit cu 3 roboți din grupe și robotul lor a ieșit pe locul 3. Așteptați la această performanță? Sincer să fiu, nu ne așteptam atât de mare succesul, dar a venit în concordanță cu rezultatele care le-au mai și obținut. Au mai obținut la concursul Informatrix locul 1. Au fost finaliști la Viena. Cei doi tineri spun că nu se vor opri aici. Se gândesc deja la competiția de anul viitor, atunci când vor să învingă echipa Italiei, cea care i-a oprit anul acesta din drumul către trofeu.